Marile case de modă internaționale au fost ținta românilor ani de zile. Apetitul pentru brandurile celebre a început însă acum să scadă. În schimb, luxul cu etichetă românească se vinde foarte bine, mai ales că pantofii de designer sau rochile unicat făcute în România au prețuri ceva mai apropiate de realitate. În atelierul ei din capitală, designerul Kinga Varga face schițe, potrivește culori, fire și materiale. În fiecare lună are până la 10 cliente. Vi se pare puțin? Vă spun atât. Fiecare dintre ele primește haine unicat. În general vin telefonic, din vorbă în vorbă, am auzit, faci și atunci sunt contactată, stabilim o întâlnire, văd ce dorește, cum dorește. A purta un produs de design înseamnă nu numai ieși în evidență, înseamnă și confort și eleganță. O eleganță pe care încep să o caute tot mai mulți români. Încet, încet, creațiile designerilor autohton coboară de pe podium și ajung direct în șifonierele celor pasionați de modă. La pantofi, la jeans, la jachete. Modele mai deosebite? Da. Fiecare femeie își caută ceva aparte, te simți un alt om, te simți împlinită. În produsul de design nu mai înseamnă ceva extravagant sau ceva neportabil. Cu această jachetă îți pui o curea și îl poți să-l iei la blugi. Un centru comercial a adunat într-o singură galerie cei mai talentați creatori de modă de la noi, iar succesul a venit imediat. Fie că sunt rochii de seară, pantofi sau alte accesorii de petrecere, aici găsiți creațiile a peste 50 de designeri din România. Iar anul trecut au avut foarte mare căutare. Împreună au avut vânzări de 1 milion de euro. Au fost cu circa 15-20% mai mari decât estimările noastre inițiale. Rochii care pot începe și de la 200 de lei. Gențile, niște accesorii iubite de doamne, încep de la 100 de lei. Pantofii, iarăși, de la 300 de lei, sunt chiar prețuri accesibile. Iar pentru iubitorii de modă mai e o veste bună. Până luna martie, chiar și hainele de design sunt la reducere, iar prețurile pot fi și cu 70% mai mici. Are 17 ani, dar un CV mai impresionant.